Poveștile iau forma oamenilor care le ascultă. Domnule Stoica, veștile nu sunt bune. Nu știu dacă ați auzit de cei de la hospice. Hai că e frumos. Ea este noua noastră prietenă. O cheamă? Mara. Pare bine, Mara. Ești simpatic. Și tu. Din asta îmi citea mama când era mai mică. Așa cum oamenii iau formă poveștilor pe care le aud. Nu mă prind! Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr de vreo două, trei cu bulgări în mine. Cum a fost? Deci n-a fost un vis? Dacă ajuți eroii poveștii să învingă, copacul îți îndeplinește cea mai mare dorință. Copiii nu mor. Copiii devin prințese, prinți. Ce cați aici? La copchilă, cu tine vorbesc. Mica! Ai o pupăză care face ouă de aur? Tu, fată, nu ți-e frică? Bă! Mie îmi place așa. Și mie.